antreprenorial și afacerile vor trece prin câteva schimbări începând din 2018. Cum vor fi afectate afacerile de noile modificări ale codului fiscal, în special afacerile mici, și cum va evolua numărul firmelor din România? SRL, PFA? În ce privește înființările de firme, există posibilitatea să vedem o scădere, cel puțin la începutul anului. Această scădere, în principiu, din cauza acestor modificări fiscale și implicit legislative. În ce sens? În sensul în care companiile în România, în principiu, se înființează, sau startup-urile, în principiu, se înființează din fonduri proprii. Aceste fonduri proprii vin din venituri, evident, personale sau prieteni, familie și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că există o atenție crescută în ce privește investirea acestora. Antreprenorii se gândesc și se vor gândi care vor fi costurile actuale ale înființării, dar mai ales ale menținerii unei companii, mai ales când este vorba de un startup care, evident, este la început de drum. În ce privește companiile deja înființate, cel mai probabil acestea sau cele mai multe dintre ele se vor adapta la noile măsuri fiscale, în măsura în care vom afla pe parcurs sau vor afla pe parcurs exact implementarea măsurilor fiscale. Pentru că în acest moment nu există niște norme de aplicare a noilor măsuri să spui sau să poți să îți faci niște calcule exacte ale contribuțiilor pe care urmează să le suporți. Există posibilitatea ca pentru PFA-uri numărul să se mențină sau chiar poate să crească în funcție de ce anume se va impozita într-un final, pentru că încă există posibilitatea de emiterea unor ordonanțe care să reglementeze anumite domenii. Însă în ce privește numărul de companii, firme, societăți cu răspundere limitată, există într-adevăr posibilitatea ca numărul să scadă, tocmai pentru că nu există deocamdată o viziune clară a costurilor pe care le presupune o firmă după ce o înființezi. Care sunt momentan cele mai mari probleme, cele mai mari provocări ale antreprenorilor care, sau ale persoanelor care vor să devină antreprenori și vor să-și facă o firmă? Cred că în momentul ăsta sunt trei aspecte pe care le au în considerare. Primul este legislația, al doilea este capitalul și al treilea este personal. Dacă le luăm pe rând, când vine vorba de legislație, aici avem mai multe aspecte. Unul la mână se modifică constant și continuu și nu știe exact ce o să urmeze, plus că nu știe exact cum o să se aplice, cum este în perioada actuală. Ai niște norme care au fost adoptate, dar nu știe exact cum o să se aplice. Și un alt aspect când vine vorba de legislație este de autorizații și avize, de exemplu. Sunt mulți antreprenori care sunt stopați în demersul lor pentru că nu știu ce autorizații sau avize au necesare și nici nu găsesc informația destul de direct. Cel mai ușor exemplu care îmi vine în acest moment în minte este cel al unei cafenele. Există un trend de cafenele artizanale, tot felul de, nu știu, cafea din Brazilia, cafea, diferite tipuri. Și atunci omul vrea să zică, domnule, uite, am o idee genială, am gustat la un moment dat, am fost plecat în vacanță, am gustat un tip de cafea formidabil, vreau să-l aduc în România și să-mi deschid o cafenea cu acest tip de cafea. Numai că el nu știe exact ce autorizații și avize are nevoie în momentul ăsta. Și poate nici nu există încă un loc online sau chiar offline unde te poți informa exact, ai nevoie de asta, asta, asta. Există în principiu pe site-urile autorităților publice o listă, dar nu știi cum se aplică, ce mai ai nevoie în spate, adică sunt anumite aspecte care într-un fel stopează inițiativa. Al doilea motiv ar fi capital. De obicei capitalul în România este din fonduri proprii, cum am precizat și anterior. Încă nu este dezvoltată ideea de investiție, de venture capital, de fonduri, de investiții și așa mai departe, pentru că de cele mai multe ori cei care vor să investească își doresc cumva și o previziune a ce va urma, adică investesc în afacerea ta, dar vreau să știu ce se va întâmpla cu afacerea ta.
Dar și atunci când există o tendință de, acum este un impozit de 1% între 1 și 3 și pe 16% pe profit și după aceea de la anul îi spui investitorul tău, știi, nu mai este 16% pe profit, va fi 1% pe cifra de afaceri. S-ar putea ca el să se gândească de mai multe ori, plus că legislația în sine încă nu este atât de actualizată încât să fie la curent cu noile tendințe, mai ales în IT, în online și așa mai departe. Adică există o lege a Business Angels, există tendințe bune spre adaptare, dar încă nu suntem atât de dezvoltați și atât de... Și lucrurile nu sunt foarte clare. Exact, încă. Exact. Adică ar trebui mai dezvoltată această parte. Și al treilea punct ar fi cel de personal. În momentul ăsta, o problemă întâlnită de antreprenori este personal, în sensul în care există o mică deficiență în ce privește posibilitatea de a angaja persoane calificate, indiferent de domeniu. Adică vorbim de la domeniul construcțiilor până la domeniul unde, nu știu, media sau IT sau așa mai departe. Uitându-ne pe analizele pe care le-ați făcut recent, din datele pe care le aveți de la Registrul Comerțului, vedem că în zona asta a comerțului s-au întâmplat niște lucruri în ultima perioadă. Un domeniu în care până în ultimii 5 ani se înființau cele mai multe firme, a început să scadă numărul firmelor înființate în acest domeniu. Cum se explică? Care este cauza? Da, este adevărat. Am observat o tendință anul acesta și anume că este anul cu cele mai puține firme înființate în domeniul comerțului. Din punctul nostru de vedere, poate fi un motiv sau o cauză faptul că totul se transformă sau se transferă către domeniul online. Adică lumea și companiile în general din ce în ce mai mult se concentrează pe online, pe vânzări online, pe promovare online și atunci implicit există posibilitatea ca numărul de servicii solicitate pentru promovare sau pentru susținerea domeniului online să fie în creștere. Și în România probabil că există același trend spre trecerea spre promovare online sau spre vânzare online sau spre pur și simplu funcționarea unei companii online, poate determinată și de o reducere a costurilor, pentru că să ai o afacere online este mai puțin costisitoare decât o afacere offline sau clasică, cum spunem noi. Și atunci implicit serviciile sau necesitatea pentru anumite servicii în domeniul online crește. Și aici ne raportăm fie la servicii de programare, de creare de website-uri, de platforme, până la servicii de marketing online, optimizarea ratei de conversii, Google AdWords, Facebook Ads și orice similar în această zonă. Noi observăm o tendință spre creșterea companiilor înființate în servicii, mai degrabă în comerț. Servicii de aici diferă de la graficieni, arhitecți, designer, până la servicii, cum menționam anterior, în domeniul IT sau online. Cine vrea să devină astăzi antreprenor în România? Vreau să vorbim puțin despre profilul antreprenorilor români. Din tot așa, din statistica analizată de către noi, în principiu, antreprenorul român este bărbat în 63% din numărul de asociați și acționari prezenți, cu vârstă cuprinsă între 30 și 49 de ani, cu o majoritate spre vârsta de 40-49. Adică dacă pe cei de 30-39 îi găsim la un procent de 26%, pe cei de 40-49 îi găsim undeva la 31-32%. Ceea ce înseamnă că majoritatea este în grupa 30-49, ei constituind 61% din numărul de asociați și acționari. Femeile, pe de altă parte, deși au un procent de aproximativ 40%, există un trend ascendent. Adică în ultima perioadă, numărul de femei antreprenori și care sunt asociați sau acționari este în creștere, ceea ce semnifică o deschidere și mai multă spre domeniul antreprenorial din partea femeilor.